Bună seara și Hristos a înviat! Salutare, dragilor! Bine v-am găsit, prieteni! Nouă ne-a plăcut atât de mult la Vatici, încât am hotărât cu toată echipa să mai rămânem o zi. Așa. Da, astăzi noi vom fi gazdele, vom vedea ce se întâmplă la bucătărie, vom primi oaspeți... Iar nouă speție vine dinastia Ștefăneț, apropo le-am spus să vină cu rețeta lor. Mă duc să întreb cu ce rețetă au venit. Curios. Fugi. Totuși, noi suntem astăzi gazdele, dar domnul Așcu unde este? Am înțeles că a rămas în deal la casa dumnealui să-i o prezinte colegii noastre Diana Botnaru. Se spune că în casa aceea s-au turnat mai multe filme. Oh, ce interesant. Sperăm că Diana ne va aduce mai multe detalii. Hai să vedem dacă arde focul. Să vedem. Astăzi preparăm o rețetă specială alături de niște invitați speciali, o soacră și trei nurori. Doamna Elena Ștefăneț și nurorile sale. Salut! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Doamna Elena, am înțeles că ați venit cu o rețetă specială astăzi, da, deosebită. Da. Așa, deci o friptură din miel. Friptură, da. Primul rând, fetelor, o înfune oloiul și unt. Așa. Și da, când se încalzi, punem șapă, așa, usturoi și morcuși, tot tăiete. Să pe urmă mielul deam. Așa, să începem. Da. Hai. Spor la treabă. Ok. Mă ajutați? Nu. Sigur. E de masterclass. Bine, am înțeles. Doamna Elena, care este secretul unei fripturi reușite? Numai decât trebuie să fie grăsime, mult, usturoi, și piper și apă. Multă ceapă, da? Multă ceapă. Așa, am înțeles. Mă morcăzi tot. Doamna Elena, dar la un moment dat... O să înnăbușim un pic carnea în vin alb. Numai decât. Așa, am înțeles. Cu vin alb. Îl torci și leși în ceaun și el fierbe. Fetelor, doamna Elena, eu am înțeles, mă apuc de treabă și vă voi servi friptura când va fi gata. Începem să tăiem bucăți mielul. Vom avea nevoie de un topor. Așa. Îi tăiem picioarele. Am tăiat mielul, acum adăugăm în ceaun uleiul și untul. Iar acum punem usturoiul. Amestecăm. Acum a venit momentul să adăugăm mielul. Așa. Așa. Amestecăm. Am amestecat bine. Lăsăm să fiarbă 20 de minute, după care vom adăuga ceapa și morcovul. Atunci când ne este greu, atunci când suferim, atunci când ajungem într-un impas, preferăm să vorbim cu icoanele și preferăm să le rugăm de tot ce ne doare pe suflet și așteptăm ca icoanele să ne ajute. El pictează icoanele aproape 30 de ani și încearcă în ele, în această meserie deloc ușoară, să găsească răspunsuri la întrebările ce vizează adevărul vieții pe pământ și poate dincolo de viața pământească. Mai mult decât atât, după ce a pictat una din icoane, s-a pomenit că, privind-o în ochi, era icoana Mântuitorului, și a dat seama că fără să-și pună în gând, fără să se gândească, fără să urmărească acest scop, a întrezărit privirea Mântuitorului de pe chipul așternut pe pânză, privirea fratelui său, decedat cu mai mulți ani în urmă, care poate printr-un miracol l-a salvat pe el de la moarte după un accident rutier. Pictorul bisericesc, Iurie Lungu, astăzi la veranda în zi de sărbătoare, Hristos a înviat, Iurie. Iurie nu este singur, este împreună cu fiul său, Ianis, Hristos a înviat, Ianis. Adevărat,
V-am rugat să veniți aici la noi cu câteva lucrări pe care le aveți, pe care le-ați mai expus și în alte părți, la alte vernisaje, dar văd că ați venit și cu șevaletele. La ce lucrați? Cum ai spus de chipul lui Iisus, la care pentru mine a rămas după, spun așa, după accidentul care, sau după ispira care trebuia să o trag, așa, în prima lucrare după accident a fost, da, cu adevărat, chipul lui Iisus, unde fără să mă programez sau să-mi doresc chestia asta, am descoperit că ochii lui Iisus sunt ochii fratele meu. Și uite, azi tot la acest chip am hotărât să, adică, poate, eu știu, mai trec o dată prin acest moment. Mm-hmm. Să-i văd. Iuri, vreau să întreb, cât durează, de fapt, lucrul la o icoană? La dumneata personal. Icoana, nu pot să o măsor în timp, cât timp poate fi. Dar ai și niște termene, adică nu poți să stai să asupra unei icoane ani în șir, sau poți? Păi dacă de moment ce nu strimești, poți să pui undeva deoparte, stai chiar, cu adevărat, poți să te ia ani. Am înțeles. Da, când ceva nu se reușește, ceva nu se... Da, nu ești primit tu, ca artist, spune, ca să scoți lucrarea în bun sfârșit. Icoanele dumitale au denumire. Aceea e icoana Mântuitorului Iisus Hristos. Da. Da. De lângă ea? Aici e o istorie foarte interesantă. Nu, cum se numește? Revenim mai târziu la ea. Da, icoana Maicii Domnului de la Mădbecești. Asta este lucrare de autor. N-am auzit de ea niciodată. Este dedicația mea celui om care a ctitorit acolo. Dar nu ascultați microfonul. Așa. Da, care a ctitorit acolo iconostasul împreună cu icoanele, care icoanele am ctitorat eu. Am înțeles. Asta e? Dulcea Sărătare, Glucofeluza. Asta este lucrarea lui Iancu. E lucrarea lui de autor, am înțeles. Păi lucrarea mea de autor, dar asta este o copie a lucrării mele. Am înțeles. De... Așa. Da. Revenim și la Iancu. Iurie, câte icoane, că am zis, desenez icoane deja de aproape 30 de ani, de 28 de ani. Da. Câte icoane ai desenat până astăzi? Ai zugrăvit? Ai creat? Frații mei, nu pot spune numărul. E mai ușor să numărăm bisericile pe care le-ai zugrăvit. Da, la vreo 28, poate. De biserici. Da. Inclusiv biserica... Păi, ultima, da. Ei, spunem așa, una din cele mai reușite, Sfântul Nicolae de la Curte, Mănăstirea Curte. Așa. Da. Sfânta Teodora? Teodora la Sihă, asta, da. Din Chișinău, ce alte biserici? Nu, Sfântul Luca de la Spitalul Republican. Eu nu ascult microfonul, Iure. Spitalul Republican și Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril de la Buicani. Da. Bun, vreau să-l întreb pe Ianes. Ianes, tu ce zugrăvești? La ce icoană lucrezi? Lucrarea care o vedeți acolo este iarăși o copie. O copie, da. Așa. Dulcea Sărătare, Maica Domnului. De ce Dulcea Sărătare? Pentru că e dulce. Îți place dulce tematica Maica Domnului Iisus? Are legătură între mamă și fiu și ce poate fi mai strânsă legătură decât un sărut parental, o sărut de mamă. Ianes, câți ani ai? 20. Mulți înainte. De ce ai ales să zugrăvești icoane? De ce nu faci peisaje, naturi statice, altceva? Eu, de fapt, nu numai icoane fac, pentru că am alte gânduri în... Bun, prin ce te pasionează atunci icoana? Icoana... M-a fascinat în felul de a arăta simbolistica chipului, nu prin realizarea realistă, da, ca pe fotografie, dar lăuntricul acesta. E mai mult gândire în pictura ortodoxă, bizantină, decât în cea realistă. Pentru că Ianis a adus vorba de pictura bizantină și cea realistă, să le amintim prietenilor noștri, că, de fapt, în iconografie există două trăsături de bază sau două tendințe de bază, da? Tendința bizantină și tendința realistă. Hai să le spunem prietenilor noștri
Cum ar putea deosebi din start o icoană, dacă este realistă sau bizantină? Eu să înțeleg că aceasta este bizantină. Da, așa. Deci, pentru că în icoana bizantină... În icoana bizantină lumina nu este dată de soare, da? De o sursă adițională. Așa. Lumina vine din interiorul chipului, din interior, adică arată sufletul, arată... Trăirea, la un trăirea, trică. Da. De aceea vedem toată lumina este în față, din față vine, da? Nu este o lumină laterală care să... Dar există și liniile astea foarte liniile clare, concrete, foarte... Da. Este caracteristic perioade când a apărut această pictură bizantină pe vremea Bizanțului. Am înțeles. Icoana realistă este mai aproape de adevăr, mai aproape realist, de fotografie, să zic. Sigur, ea și-a apărut mai târziu, deja când au progresat și însuși picturi. Și școala de pictură, da. Adică au apărut școli de pictură, sigur, că s-a bazat pe alte... Dar ce ai spune de pictura, adică din întuneric spre lumină. Practic asta și este, spun așa, concepția, da? Uh-huh. Fiindcă dacă chiar când pornim în lucrarea, dacă observați bine, se așterne întâi culoarea proplasmă, spunem, da? Și aici, umbra. Nu se pornește de la lumină spre umbra, se pornește din umbră spre lumină, adică din întunere spre lumină. Asta și este, spun așa, un răspuns în ce aici prezintă icoana bizantină. Iurie, icoanele lui Iurie Lungu au ajuns și peste hotarele Republicii noastre? Păi m-am mirat chiar. Italienii fiind catolici, au solicitat. Suedezii fiind catolici, tot solicită. Chiar mă mir lucrul ăsta. De ce? E aceeași religie. Da, dar totuși, pe urmă, discutând așa mai amical între ei, am înțeles că mai degrabă ca un obiect de artă pentru ei, dar valoarea ca obiect de artă, nu ca obiect de cult. La noi, icoana este obiect de cult. Da. Iure, vreau să te întreb. Știu că pictorii care zugrăvesc icoane trebuie să primească binecuvântare de la biserică, de la conducerea bisericii, de la sinod, de la patriarhie, de la mitropolie. Deci ești unul din puținii de la noi care are această binecuvântare să deseneze icoane. Da, adică aș spune, am avut norocul să-l cunosc pe Patriarhul Teotist, el văzând în lucrările la câteva expoziții care le-am avut la Palat, adică la Patriarhia Română, și a spus așa cu vorba de stăpân, da? Vreau să-l cunosc. Eu m-am gândit, mai oameni buni, stați cu patriarhul, cine sunt eu? Dar metropolitul Petru îmi spune, zice că, cultul Vasarabia îmi spune, zice că, omule, în biserică este ascultare, de moment ce mi-a spus că să te aduc, că eu sunt de acord să te aduc. Bun, te-a cunoscut? Spune, zice că, omule, zice că trebuie să faci școală la noi, ca să cunoști teologia. Dar eu vin din, spune așa, din școala sovietică, unde am studiat totul altceva. În icoanele lui Iurie Lungu regăsim toate personajele biblice? Aproape. Adică, da, fiindcă în toate compozițiile care sunt, sigur că... Aici este desfășurarea, spune, vizuala Bibliei. Adică, așa că nu poți să eviți. Oricum, te întâlnești cu... Aproape toate. Ce rugăciuni rostiți înainte de a apuca de lucru? Știu că trebuie de rostit aparat o rugăciune. Păi da, eu pentru mine de când am înțeles sau am învățat și o rugăciune, a fost Tatăl nostru. Și Tatăl nostru este până la ziua de azi. La început? Nu. Chiar și în timpul lucrării. Adică, se spune că e păcat să te gândești la alte lucruri atunci când cel puțin desenezi o icoană. Păi că, dar nu poți, n-ai. Cum o spuseam, cu icoana bizantină asta este gândire. Încerci să pătrunzi, păi da, adică, în interiorul gândirii personajului. Păi vrei să... Să-i vezi sufletul. Da, să-i vezi bunătatea. Vă las să vă continuați lucrul. Dragi prieteni, o să revenim la pictorii iconografi Iurie și fiul Ianes Lungu pentru a vedea cum decurge
lucrul aici. Vă reamintesc, suntem la Vatici Orhei, în acest minunat sat, la Vatra Strămoșească. Vreau să văd între timp ce mai fac colegii mei. Dacă ajungi în comuna Vatici, e păcat să nu treci și pe la gospodarul acestei comune, Anton Lașcu. Vă salut, bună seara! Aveți o gospodărie foarte mare și știu că au deschis foarte multe personalități partea dumneavoastră. Pentru ce și ce au căutat ei aici, ne spuneți chiar. Cu plăcere, că vii interesant, vreau să vă povestesc și personalități și filme s-au filmat la mine. Atenție, acasă, s-au filmat filme. S-au filmat filme, da. Ca Codri, Fii fericită, Iulia. Voluntir chiar știu că au trecut și prin Marele maestru, noastră. Da, marele maestru Mihai Voluntir cu Elena Proclova, vestita actriță, ca Ciutac, ca Tudorașcu, Vasile Tăbârț și alții care au fost. Ce au găsit ei interesant să facă platou în ograda dumneavoastră, platou de filmare. Vreau să intru să văd și eu. Cu plăcere vă poftesc. Aveți o gospodărie foarte mare. Da, e foarte frumoasă, înțelegeți, o natură foarte frumoasă aici, copaci. Ați sădit dumneavoastră? Ce copac avem aici, de exemplu? Aici un măr. Măr, nuci, cireș, de tot soiul, ce dorești. Și eu să înțeleg că pe aceste dealuri a fost platoul de filmare a acelui film sau e curtea cea mai vizată? E, curtea în casă, da, a fost un film care s-a coincis cum? Filmul cu soarta mea. La Fii fericită, Iulia, că când a fost autorul Andrei Burac, a scris despre mine. Și un crâmpei din viața dumneavoastră este în acel film. E totul. Foarte interesant. Totul. Așa. E totul. Știți, așa a coincis că dar nu am știut nimic de ei și de mine. Da, ei au găsit loc că se coincide după povestire. Puteți să ne spuneți care au fost, nu știu, platourile în care s-au mutat scenele? Ce a fost acolo? Ce a fost acolo? Observ un lac acolo. Da, 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 cu mare bucurie, fiindcă lacul a fost prin un film în care centru unii scătăia cu patinile acolo pe lacul și ala cum deci, a căzut. Deci înțeleg că era iarna. Era iarna, da, episod care era iarna. Și vara prinde pește, domnul volontir acolo și am un locușor, un făieș, unde de pentru frigăroi, unde de odihnă. Aici, așa aici o, și un pic modernizată, să spunem noi, nu? Da, nu, așa, nu. E tot în stil vechi la mine, tot. Aha. Ce vedeți, totul e stil vechi. Ei, nu, acest... și dacă antena parabolică e în stil vechi. Ei, nu, asta, dar mamă contemporană, așa e, doamnă, cu plăcere. Văd o pictură foarte interesantă pe peretele casei, da. Peretele de bază a casei. E o baladă care, cum haiducul își i-a rămas bun de la soție și pleacă la haiducie. Văd că vă mai puteți lăuda și cu un izvor. Ce aveți acolo? Un izvor. Cea mai bună băutură este apa din izvor. Da. Era o vorbă mai... E mai lungă, dar aceea nu mai departe. Cine a făcut izvorul dumneavoastră? Aici, da, Străbunielul. Aici, de la Străbuniei, tot a rămas locul ăsta, de la Străbuniei aici. Am înțeles. Da, a fost la Bunel, la... De la Străbunel la Bunel și apoi la părinți și tot așa mai departe. Noi ținem mai departe. Plugul, tot ce se cuvine. Da, pentru, da, avem levadă, avem pământ ca să facem, înțeles. Piascul acolo îl văd. Gada, da. Este pregătit pe la toamnă. Da, pe la toamnă. El șede de-a gata ca și cum cada și cu butoiul și tot este. Doamna Lașcu, că totuși vă lăudați cu gospodăria dumneavoastră, să știți că pe bună dreptate meritați, pentru că am văzut în toată localitatea asta, gospodăria dumneavoastră este cea mai mare și cea mai amenajată, așa, în stil ăsta rustic, menținut de cum era de mult, de cum era de pe timpul bunicii. Apropo, să înțeleg că totuși în casa dumneavoastră a crescut tatăl dumneavoastră, dumneavoastră, acum feciorul, nepoții. Da. Da. Așa este. Bunielul, Străbunielul și părinții și dăm noi. Ducem mai departe gospodărie și trag nădejde și nepoții. Să duc tot stei aici
în țara lor ca să trăiască aici. De Paște v-ați adunat cu toții acasă? Da, da. Toată familia? Toată familia. Fica, ficiorul, cu poțica, cu nepotul. Și am Paștele Blajinilor tot aici. Tot este, aici, da. Facem pomenirea a strămoșilor noștri, ca, cum e obiceiul la noi. Să fie niște sărbători pascale frumoase pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră și vă spun, Hristos a înviat. Adevărată, înviat. Că a înviat. Mergem, Traian, Andrei, Daniela, venim la voi. Traian, da? Care e atmosfera la tine? Uite, Andrei, acum vom adăuga ceapa și morcovul. Fii atent. Mă, ce gustușele. Ceapa și morcovul? Da. Dă-i morcovul de pe masă. Care e morcovul? Ia uite-l. Da, se poate eu. Da, sigur. Așa. Veniți acasă. Așa. Mai. Amestecăm. Da, usturoi. Faie verde, măghiran. Uite, măi, așa ar cânta Igor Cuciuc. Trainelu, te las. Da. Te las să vrăjești în continuare bucatele. Eu fug la să văd ce fac domnișoarele noastre. Bine, bine.